Cel mai important eveniment cultural al anului a fost găzduit la Reghin. Municipiul nostru a devenit timp de 3 zile capitala Astrei Românești, cu ocazia celei de a 109-a adunări generale a Asociațiunii Transilvane pentru Literatura Română și Cultura Poporului Român. Întâlnirea a avut loc între 17 și 19 octombrie, în organizarea despărțământului Reghin, condus de Marin Șara și a primăriei Reghin. Deschiderea oficială a avut loc în 18 octombrie, iar evenimentul reprezintă o nouă pagină în istoria Astrei, dar și a municipiului Reghin. Mă bucur că și de această dată reprezentanții culturii mureșene sunt alături de noi, ca și ceilalți din țara românească, așa cum ne-am obișnuit în nenumărate rânduri. Fără sprijinul și aprecierea dânșilor, activitatea culturală reghineană nu ar fi promovată la adevărată evaluare. Trebuie să vă mărturisesc că sunt foarte emoționată să fiu în prezența unei audiențe atât de selecte, alături de cei mai remarcabili oameni ai României, care fac cinste înaintașilor noștri, continuându-le munca începută acum peste 100 de ani și având grijă ca idealul de a fi uniți în limbă și cultură să fie săvârșit și să continue. Sigur, este o bucurie să particip la un astfel de eveniment. Este un eveniment deosebit atât pentru municipiul Reghin, cât pentru județul Mureș, cât și pentru întreaga noastră Transilvania. A fost o zi românească, o zi în care am avut onoarea să mă întâlnesc cu vrednicii apărători ai limbii române și ai românismului. Unitatea vine încă din secolul XIX, atunci când bisericile românești, Biserica Ortodoxă cu Biserica Greco-Catolică, au hotărât să dea mâna cu elita intelectualității românești pentru a apăra românismul. Cunoaștem la ce dată evenimentele care se petreceau atunci și iată că în secolul acesta suntem liberi să discutăm despre acea istorie scrisă de către fondatorii și membrii Astrei. Și vreau să le mulțumesc pentru acest lucru, pentru faptul că sunt apărători ai limbii române, a nației române și oameni care au redeșteptat simțul național. Evenimentul a avut participanți din toată țara, dar și din Republica Moldova și Serbia. A fost prezent și președintele, dar și vicepreședintele Academiei Române, arhiepiscopul de Alba Iulia, episcopul greco-catolic al Oradiei, liderii Astrei Românești, profesori și lectori universitari. Totodată au fost prezenți delegați ai 38 de despărțăminte Astra și oficialități județene. Cei prezenți au făcut apel la unitate, la păstrarea demnității naționale și la protejarea românismului. Pe aceste minunate meleaguri au lucrat și trăit mari bărbați ai neamului și ai asociațiunii, de care amintim câțiva: Petre Maior, Vasile Ladislau Pop, al doilea președinte al asociațiunii, Ion Pop Maior, Paticiu Barbu, Petre Vilecan, Vasile Duma, Ion Harșa, Alexandru Ceușanu, Ariton Copa, Dr. Eugen Nicoară, Vasile Netea și mulți alții. Spre ei și toți înaintașii trebuie să ne îndreptăm gândurile de adâncă recunoștință, deoarece ei au știut să-și sacrifice multe clipe din viețile lor de-a lungul vremilor pentru ca neamul românesc de pretutindeni și mai ales de la Dunăre și Marea Neagră până la Ceremuș, de la Tisa până la Marele Nistrului, să fie un singur popor unit în cuget și simțire. Siguranța și securitatea alimentară este un domeniu extrem de important, poate unul dintre cele mai importante pentru noi, pentru că avem un pământ pe care Dumnezeu l-a dat puținor țări, puținor popoare. Și îl vindem într-un mod inconștient. Am putea să ținem 4 țări cât România. Și dăm altora pământul ca să ia ei profitul cum îl iau și de la petrol și din alte resurse ale noastre. Ce să mai vorbim de apă? Ne batem joc de ea. Ne plângem că suntem inundați, dar nu suntem în stare ca să facem niște lacuri de acumulare în care să luăm apa din Dunăre când suntem inundați și să o păstrăm pentru vremurile când este secetă. Economia și calitatea vieții. Nu poți să faci economie fără să ai și calitatea vieții. Aceasta se reflectă în viața oamenilor. Și avem un institut al Academiei care se ocupă de calitatea vieții foarte bun. Astra s-a validat în istoria noastră ca herald autentic al spiritului românesc, ea contribuind la formarea conștiinței, la modelarea și ridicarea standardului de viață a românilor. În acest fel s-a dat ascultare îndemnului divin din Cartea Genezei: creșteți, adică progresați în spirit.
Evenimentul a cuprins și comunicări în plen, cu prezentarea peste 20 de studii pe teme variate. Una dintre acestea a fost o prezentare a Reginului făcută de profesorul Sabin Urzică, iar președintele despărțământului Astra Reghin, Marin Șara, a făcut o trecere în revista activității despărțământului Astra Reghin. Am luat cuvântul lideri ai despărțămintelor Astra din țară, iar președintele asociațiunii Dumitru Acu și vicepreședintele Academiei Române Alexandru Surdu au făcut referire la elementele de strategii durabile în activitatea asociațiunii și educația națională în activitatea Astrei.